Focusul nostru în continuare, nu avem niciodată un pricing strategy, niciodată nu ne orientăm pe zonă de prețuri, ci întotdeauna ne uităm în ori a introduce servicii noi, ori să fim extrem de focusați pe a livra calitate la cel mai înalt nivel. Și iată că reușim. Vă dau un simplu exemplu de cum. Avem cel mai mare spital dedicat sănătății femeii și copilului, Băneasa, care acum 2 ani a aplicat pentru cea mai înaltă acreditare în domeniul calității și siguranței pacientului. Și a durat 1 an jumate această acreditare internațională. Dacă investești, dacă ai focus, echipe dedicate, bani alocați către asta, în cele din urmă o să vină și beneficiile. Dar durează mult mai mult decât să ai o ofertă, o promoție, un discount sau multe alte idei de a-ți reduce marja și a încerca să iei cotă de piață rapid. Mulțumesc foarte mult. Mai am o întrebare, dar o păstrez pentru final. Vreau să mergem acum la domnul David Coin, CEO Vauban SAS România Partner. Domnia sa ne va vorbi despre provocările în a lua deciziile corecte. And please, Mr. Coin, tell us something about innovation and corporate business intelligence. Okay. Thank you very much. I'm French, so I will speak in English, even if I do understand perfectly Romanian. I will present a little bit Vauban. I will not talk about the industry of IT because I'm not sure I'm relevant for this. I set up myself Vauban, a Romanian company, 8 years ago. We do more than 30% growth per year. This year we'll do again more than 30%. The turnover will be more than 5 million euros at the end of the year with 200 people in Romania. What I want to speak is related to what you present us, because for me it was very, very interesting to take a look. What I see is, and I will speak as a foreigner, is that in Romania we know that we have a lot of energy. The people are really energetic people. They believe, they trust, they are very optimistic. Myself, I'm an optimist person. I'm an entrepreneur, so I should believe. We should have also a vision. And what I see is that the market will grow. Your study showed that everybody, almost 90% of the company, believe they will grow. The potential of the market, from my point of view, is not unlimited. The number of population is also limited. I think that a lot of people that answer to this study don't have the right vision. For me, it's a clear point. And we see it also in the number of employees. They want to increase the number of employees. They believe the cost is an advantage when you know that the salary explodes in Romania, especially in each industry, including IT and also industry. I work with banks a lot, but also with industrial companies. We know very well that industry is 26% of the PIB in Romania. It's very difficult in Timișoara, in Cluj, in Sibiu, a little bit in Pitești, not yet in Craiova, to find some expert or technical people with sufficient expertise. So they are obliged to turn around far away from the plant to find the people. And the main, and as you mentioned it, and this is true, the main way of growth is to try to find the more cheapest people. But now I think it's not anymore possible from what I see. So we should, I believe, they should increase a lot their efficiency because, as I mentioned, the cost increase. And if you want to keep your margin or even to defend your margin, you need to really increase your efficiency. This can come through efficiency. We saw it also in the study. They believe they want to invest in technology. From what I see in Romania, the people see the technology as a technical point of view. We should combine technology with business because this is the key to be able to transform the company using the technology to perform your activity. This means to understand better your business and to optimize it. And this is a challenge today. So when I see that 93% of the company are confident, myself, I'm used to say that when you know the truth, when you have the good vision, you are more pessimist than optimist. So I believe that we can give vision to a lot of companies. So it's a little bit shortcut to explain what we are doing because a part of our activity is to do BI. So today I represent SAS Institute, an American company. I will not promote SAS, it's a multi-billion euros turnover over the world. What we are doing is that we are performing the sales, because I understood there are some sales managers. We are performing also the vision. We optimize the vision you have based on your data in the past, in the present time, and we see how we can optimize everything, meaning each processus, each market,
each sales team, each whatever you want. So we can do a lot of things. Everything is multiple. We work in one project for one industry in Romania, one plant, an American company. It's in Romania, in Bucharest, is the most advanced, the most performant plant in over the world. So we are capable to be very efficient in Romania. This is the proof. And we are doing with them a project to optimize their production chain. So these people work since more than 30 years by optimizing already all over the world their production chain, and they want to use statistics in order to optimize the predictability of their optimization. So I'll let you imagine how we can classify the things and how we can perform the things. Because if you go to visit this plant, the Romanian technicians are highly educated, they are highly performant, and beside that, we still are thinking how we can optimize the production chain. So this is the technology that we can use also. In this specific case, we do it with the SaaS technology, so this is why I take the advantage also to mention it. It's not the only one, for sure. And I think the future in Romania, if you want to be positive, is really to think how you are going to optimize and how you are going to take the right decision. And the decisions are based on what you can believe, meaning on your data. So you should have a good data, you should take the data, you should use the data, and then you should make a decision. Thank you very much. Allow me just one short question. In your experience in Romania, have you ever found a company that might say, I'm done with the optimization, I have no room, no more room for optimization? So my point of view is that in Romania, there is a great future for companies like us, but also in general. As we mentioned previously, the PIB is quite low compared to the European average. So the cost of life is increasing, as we understood, with the energy, but we can believe also the salary increase. So I'm not sure that at the end is more expensive. What I want to mention is that, yes, I never met any company that is not willing to change. But for sure, we see in the organization some difficulty to evolve. So I don't know if I answered your question. Yes, but I have an additional one. I've heard very often this saying, big data is the new big oil. How can you help extracting this oil, big data? No. Big data, it's a marketing useful term. So yes, ourselves we do big data, but the truth is that first I will advise to use the data you do already have, because there is a big room of improvement at this level. And then after that, we can think about big data. So it's true that we have a lot of public data sources now, and we can use these data sources. The big data can be optimized, can be very useful if you already control your data internally with your existing data. Thank you very much. Now let me move briefly to Mr. Eugen Anicescu, Managing Director, Divizia de Asigurări, Coface România. Eugen, când vezi concluziile acestui studiu, ce sare prima oară? Ce ai deja avut? Ce ai o bucurie că se confirmă așteptarea ta? În primul rând, mă bucur că studiul arată o doză sănătoasă de optimism, pentru că este categoric că avem nevoie de optimism pentru a intra într-un nou ciclu de creștere, dar nu pot, din perspectiva pe care o avem la COFAS, să nu încerc să pun în legătură concluziile acestui studiu, acest optimism, cu situația companiilor așa cum o vedem noi. Pentru că studiul arată că în mod individual companiile se așteaptă să crească, sunt realiste vis-a-vis de situația sectorului din care vin. Mai mult își propun să investească pentru a obține creșterea în viitor, dar mă opresc puțin acolo unde companiile își propun să-și financeze investițiile și creșterea respectivă, pentru că, până la urmă, fără o finanțare asigurată și o finanțare sănătoasă, sunt convins că se vor împiedica. Și aici trebuie să ne uităm cum își propun să financeze creșterea. Își propun să financeze creșterea în proporție covârșitoare din împrumut bancar. Menționat deja mai devreme Ionuț Dumitru în primul panel că sistemul bancar este în continuare pe un trend de dezîndatorare, ceea ce înseamnă că
în mod realist, finanțarea va avea o oarecare problemă în a veni din această sursă. Va exista un conservatorism al băncilor în a finanța creșterea respectivă. Un al doilea element menționat acolo ca și sursă este cel al resurselor proprii, capital sau împrumuturi intracompanii și mai departe. Este o sursă care, dacă ne uităm la statistici, ar trebui să fie viabilă. Statisticile Băncii Naționale arată că depozitele companiilor în ultima perioadă au crescut, ceea ce înseamnă că există resurse, însă iarăși trebuie să ne uităm în studiu unde se vedea cine își propune să crească și să investească. Companiile mici sunt cele mai curajoase, cele care își propun să crească, să investească, să aibă profit mai mare, pe când companiile mari sunt cele care sunt ceva mai rezervate, fiind mai puțin agile și mai puțin capabile să se muleze pe provocările pieței. Și atunci aș spune că totuși depozitele din bănci nu sunt neapărat ale companiilor mici, ci mai degrabă ale companiilor mari. Și atunci resursele proprii sunt o sursă destul de improbabilă pentru finanțarea acestui ciclu de investiții. Dacă mergem mai departe la o sursă de finanțare care nu este menționată în studiu, însă care vă spun cu siguranță că a fost sursa de finanțare în mulți dintre ultimii ani, este vorba de creditul furnizor. Pentru că toate studiile noastre arată că în proporție covârșitoare companiile își finanțează investițiile activele pe termen mediu și lung din creditarea pe termen scurt pe care o au de la furnizori. Ceea ce a pus presiune pe evoluția companiilor în ultima perioadă, multe dintre companiile care au intrat în insolvență în ultimii ani au făcut-o pentru că au cheltuit banii pe termen scurt, banii de la furnizori și de la bănci pentru a-și finanța investiții și cred că acest lucru se va întâmpla în continuare, deși mă îndoiesc că furnizorii mai sunt dispuși sau mai pot în continuare să rămână în poziția de principal finanțatori ai dezvoltării companiilor. Mă întrebau dimineață colegii de panel în cât timp se încasează în România, nu știam la momentul respectiv, m-am informat între timp de la colegi. Termenul de încasare al facturilor în momentul acesta în România este undeva în jur de 100 de zile, ceea ce este foarte mult, pentru că sunt multe sectoare în care termenele de plată sunt de 15-30 de zile și sunt sectoare cu volume mari, dar foarte relevant este și faptul că companiile, deși încasează la 100 de zile, plătesc furnizorii în peste 150 de zile. Ceea ce înseamnă că furnizorii au un gap de aproape 2 luni de zile pe care trebuie să-l financeze, să se împrumute, să aibă costuri pentru finanțarea respectivă. Deci, cred eu că pentru ca acest optimism care este binevenit să se transforme în creștere reală, în valoare adăugată, este foarte important ca sursele de finanțare să se diversifice. Îl aveam mai devreme în panel pe domnul Sobolevski. De exemplu, atragerea de resurse de la investitori, atragerea de resurse de pe bursă era undeva la coada surselor de finanțare vizate de către companii. Realist vorbind, trebuie, deși se vorbește de mulți ani despre asta, trebuie neapărat ca firmele să se uite și la alte modalități de a-și finanța investițiile, pentru că altfel se vor regăsi într-un punct în care nu vor reuși să ajungă acolo unde estimează că pot ajunge. Un alt element vis-a-vis de această barieră în finanțare este legat de companiile mici. 72% dintre companiile din România au, COFAS are un sistem de scoring care stabilește scorul pentru companii între 0 și 10. 0 fiind o companie în insolvență, 10 fiind o companie cu risc foarte mic de default. Practic, acest scor măsoară care este probabilitatea ca o companie să intre în insolvență în următoarele 12 luni. Dacă ne uităm la companiile din România, 72% dintre ele au scoruri până în 5, de la 0 la 5, ceea ce înseamnă un risc peste medie. Acestea sunt companiile care practic vor merge la bănci pentru a-și finanța planurile de extindere și vor avea o problemă pentru că scorul ne arată că situațiile financiare nu sunt nici pe departe ideale.
Deci aici este un element extrem de important pentru ca acest studiu să se transforme la finalul acestui an în niște rezultate palpabile în creșterea economiei. Două cuvinte despre modul în care vedem noi piața de nișă pe care suntem, pentru că OFAS este prezent în piața de asigurări de credit comercial, este unul dintre principalii furnizori de servicii de colectare și lider de piață pe piața de servicii de valoare a companiilor. Vedem o creștere în ultimii 3 ani de zile, o creștere foarte importantă cu 2 digiți. Ne așteptăm ca următorii ani să continue, să avem cel puțin partea de asigurări încă 2-3 ani de zile de creștere cu 2 digiți, având 2 piloni de creștere. Pe de o parte, conștientizarea faptului că există foarte multă volatilitate în companie, că există foarte multe insolvențe, chiar dacă în anul 2014 au fost într-o scădere semnificativă, face ca toate companiile să-și dorească să aibă o plasă de siguranță, să-și securizeze încasările, dar ceea ce este foarte important și mă bucur este că deja în ultimii 2 ani de zile am văzut foarte multe companii care nu mai vin să se asigure doar pentru că își doresc pentru că se tem, ci pentru că își doresc să crească și atunci preferă să crească sănătos, alegând noi clienți din piață împreună cu noi pentru a fi sigur că ceea ce vând și încasează. Din nefericire, încă procentul companiilor care vin să se asigure pentru că se tem de insolvențele clienților este mai mare decât proporția companiilor care vin să se asigure pentru că vor să crească, dar așteptăm cu nerăbdare momentul în care acesta va fi principalul driver al dorinței de a se asigura și de a obține servicii de credit management. Aș vrea, Eugen, te rog, Elena, ai ceva de... Vroiam să spun că place foarte tare punctul tău de vedere și echilibrează ceea ce am avut ca și prezentare a rezultatelor studiilor și așa cum am vorbit și de dimineață, noi facem un tandem foarte frumos pentru că este adevărat... Sper că nu optimistul cu pesimistul. Da, exact. Noi am avut în selecția pentru cei care au primit chestionarul firme mari, sănătoase, stabile, așezate, chiar dacă din cele cu cifra de afaceri mai mică, totuși nu cred că multe dintre ele făceau parte din segmentul acela despre care vorbea Eugen mai devreme și de aceea perspectiva pe care o aduce el cred că face un contrapunct foarte valoros la ceea ce am prezentat mai devreme. Mersi frumos, Eugen. Eugen, vreau să extrag totul și de aceea vreau să te întreb, ca dinamică, asigurările împotriva insolvenței cum sunt față de anul trecut? Pentru că aș vrea să știu percepția celor care suntem că nu vor încasa față de acest fenomen al celor care nu plătesc. Deci, din punct de vedere al cererii pentru asigurare, vedem o creștere semnificativă. Oricum, este pe undeva natural, pentru că suntem o piață emergentă, suntem departe de media de penetrare a piețelor vestice, înțeleg că Spania are o penetrare de 60%, deci 60% din business este asigurat împotriva riscului de neîncasare. Piețe mai mature, precum Austria, au 12-15%, Eu estimez că România are maxim 2% și sunt puțin optimist când spun asta, comparativ cu țări precum Polonia, care au 6-7%. Deci suntem sub o treime din, să spunem, o piață care, mă rog, să fac o comparație cu o piață care are relevanță cu Polonia. Deci trendul este de a crește cererea de asigurări de credit comercial. Din perspectiva riscului, anul trecut am văzut riscuri în creștere pentru că au fost companii medii mari care au intrat în insolvență. Dacă vă veți uita și pe studiile insolvențelor pe care noi le lansăm periodic, veți vedea că, așa cum se vede și de altfel și de la bănci, problemele îi prind din urmă pe cei cu companii medii mari. Se vede din foarte mulți indicatori, gen valoarea medie a unui incident de plată cu instrumente. Deci sunt foarte mulți indicatori care arată companiile mari au probleme de lichiditate. Deci trendul este unul bun, companiile vor continua să se asigure pentru că, până la urmă, dincolo de un furnizor de spăguiri, noi suntem un facilitator de business. Mulțumesc foarte mult. Aș vrea să mergem acum la Marius Ștefan. Marius este CEO Autonom Rent-A-Car. Ne va spune pe scurt povestea Autonom Rent-A-Car și tot foarte pe scurt cum vede concluziile studiului de astăzi.
Având în vedere că nu avem foarte mult timp, nu o să vă spun povestea autonomă, o să merg direct pe date. Organizatorii m-au... Este una de succes, asta putem spune. Este de succes, vă dau detalii după sau puteți căuta pe internet. Mie îmi place să merg la conferințe. Merg de ceva ani și nu știu dacă voi ați observat din 2008 încoace cum s-au schimbat titlurile conferințelor. În 2009, 2010, 2011 era How to Optimize, How to Be More Efficient, How to Survive. Ia uitați-vă în jurul vostru la conferința unde stăm, cum se cheamă conferința asta? Se cheamă Shaping the Future. E cu totul altă abordare și reflectă destul de bine spiritul prezent astăzi în mediul de business. Ați văzut din studiul Ernst & Young că 77% dintre noi, oamenii de business, poate la nivel de CEO, au încredere în viitor. Aș pune asta în comparație cu un studiu publicat de GFK luna asta, privind percepția populației referitor la încrederea în viitor. Este primul an după criză când mai mulți români în procent au încredere în viitor față de cei care nu aveau, care erau total dezamăgiți și disperați față de viitor. Ca să vă dau cifrele exacte, 33% dintre români au încredere în viitor față de undeva 25%, cred că o vor duce mult mai rău în viitor. Aș contrabalansa asta cu răspunsul la o altă întrebare. 60% din cei care au răspuns la acest chestionar și poate fi extrapolat la populația României spun că au dificultăți în a-și asigura cheltuielile cu veniturile pe care le au la nivel de familie. Asta este piața în care ne desfășurăm activitatea, dar, cum spune și titlul prezentării mele, majoritatea sau o parte importantă dintre noi suntem optimiști. Hai să vedem dacă avem ceva motive. Astea sunt câteva cifre pe care le-am selectat pentru voi. Foarte interesant este tabelul din dreapta. El prezintă evoluția parcului auto din România. Și contrar la cum ne-am gândit, el nu a scăzut în perioada crizei. A crescut an de an. Am ajuns față de 2008 când erau 5 milioane de mașini înmatriculate în România, în momentul de față sunt 6.270.000. Ei, acum, dacă ne uităm și la tabelul din stânga, vedem de fapt ce s-a întâmplat. Cumva, guvernul a vrut să încurajeze producția de mașini noi, scăzând taxa de mediu pentru mașinile vechi. Da? Și ce s-a întâmplat? Vânzările de mașini noi au scăzut foarte tare și au crescut foarte mult importurile de mașini second hand vechi. Vârsta media parcului auto din România a depășit în momentul de față 12 ani. Astea sunt mașinile de pe străzile noastre. Ei, ca să nu fie doar cifre, am zis să prezint și un mic grafic. Vedeți din graficul ăsta din 2008 încoace, în 2014 a fost o creștere și o creștere destul de semnificativă. Ok, încă suntem departe de câte mașini noi se vindeau în România în anul 2008, dar cred și cumva din tot ce auzim astăzi, cred că trendul s-a inversat. Dar cred că acum suntem pe creștere. Și pentru noi a fost așa. Noi am avut double digits growth de când ne-am înființat până în prezent. Haideți să spun câteva lucruri care cred eu că ne vor influența viitorul și pe care ar trebui să le luăm în calcul. Nu știu dacă ați citit în presă săptămâna asta că doamna primar al Parisului, o cheamă Anne Hidalgo, a anunțat un plan extraordinar de ambițios pentru numărul și tipul de mașini care vor circula în 2020 în Paris. A anunțat că până în 2020 vrea să elimine toate mașinile poluante din Paris, inclusiv toate mașinile diesel. Știți cumva câte mașini diesel sunt acum în Paris? 92% din toate mașinile din Paris sunt diesel. Da, ca să vă dați seama ce o să se întâmple în următorii ani în Paris. Planul a fost adoptat de echivalentul Consiliului Municipal. Da, ăsta e titlul pe care l-am găsit într-un articol. Ok, haideți să vedem alta. Deci ideea de aici, trebuie să avem foarte mare grijă de ce o să se întâmple la nivel de guvern, da, de reglementări și dacă nu putem să le influențăm, măcar să fim foarte atenți și să încercăm să ne adaptăm foarte, foarte repede. Haideți să vă spun câteva lucruri interesante care se întâmplă un pic mai departe de noi și în Statele Unite. Există o tendință și în industria noastră de a ne muta foarte mult din zona de producție în zona către servicii. Și asta sunt niște răspunsuri în mai multe țări din lume la o întrebare foarte interesantă. Care, întrebarea sună felul următor. În viitor, anul următor, veți cheltui bani pe un serviciu pe care nu-l aveți acum
care să vă îmbunătățească viața. Și ce-i surprinzător, procentele din populație care au răspuns da la această întrebare, din țările în curs de dezvoltare, din țările emergente. Săptămâna trecută am fost în Tanzania și mă uitam fără, nu venea să cred, cum erau oameni normali de pe stradă, cumpărau banane, fructe din piață, cu SMS-uri prin telefonul mobil. În Tanzania, în Africa. Incredibil. I-au sărit niște pași. Și au ajuns direct cu ultima tehnologie. Ok. Un studiu de caz foarte interesant este Amazon. Studiind, pregătindu-mă pentru prezentarea asta, am realizat că Amazon a introdus comanda cu un click de pe site în 1997. Au trecut deja 17 ani de atunci și focusul lor a fost continuu pe viteză. Pe viteza prin care livrează, atenție, nu e așa de important că livrează bunurile, ci pe serviciile pe care le desfășoară. Acum, nu o să trec prin toate etapele dezvoltării Amazon, dar acum Amazon face teste în Statele Unite și bazat pe comportamentul tău pe site-ul lor, în momentul în care ei cred că tu vei plasa o comandă, înainte ca tu să o plasezi, deja ți-o expediază. Da? Deci ți-au trimis comanda sperând că tu o să o comanzi. Pentru că datele lor spun că un procent de 90% tu vei apăsa pe butonul ăla. Și își asumă faptul că poate tu nu vei cumpăra și atunci. Asta e, o să refuz să-l trimiți înapoi. Da, foarte, foarte interesant. Și jos acolo Homer Simpson zice, cum, 30 de minute? Păi, nu, acum. Nu, 30 de minute deja e prea mult în economia. Vreau să vă mai spun câteva vorbe despre o altă companie. Puteți să mă ajutați aici să spuneți câți dintre voi nu ați auzit de Uber? Ok, sunt câțiva. Uber este o aplicație de taxi. Da, dacă ați folosit în București Star Taxi, Clever Taxi sau aplicații ale celor care au firme de taxi, asta face și Uber, în esență. Este doar o aplicație pentru telefonul mobil. Ei, ea a pornit un pic mai repede decât aplicația de aici din București și se extinde cu viteză fantastică la nivel mondial. Da? Ce face Uber? Ce are? Pe ce se bazează? Sunt trei lucruri pe care le face. Este un serviciu personalizat. Sunt mașini care nu sunt taxiuri, da, cu mici excepții. Cum șoferul ăsta arată, așa cum vedeți în film, un șofer de la limuzină, frumos, elegant, cu șapă, care vine special să vă ducă pe voi, este disponibil oricând, și aici telefoanele mobile ne ajută extraordinar de mult, că poți oricând să apeși cu un click și îți vine o mașină să te ia, să te ducă unde vrei tu, și o parte foarte interesantă, nu are preț fix. Prețul variază în funcție de cerere. Da? Și sunt momente în care prețul poate fi de 4 sau de 5 ori sau de 10 ori mai mare decât prețul normal, când cererea e foarte, foarte mare. Cum e la noi în București dimineață la 7, încercați voi să luați un taxi la ora aia, sau seara, când se întorc oamenii de la birou. Ei, unii dintre noi ar prefera să plătească mai mult dacă, garantat, ar veni o mașină când avem nevoie de ea. Cumva pe modelul ăsta se bazează Uber. Ok, asta se întâmplă în domeniul transporturilor, taximetriei. Aici, ca să faceți o idee de... Ei tot strâng bani de la investitori. Aici o comparație între capitalizarea Uber, deci la cât a fost evaluată la ultima rundă de investiții, față de alte companii. Da? Uitați Hertz, o companie globală de închiriere de mașini, capitalizare de 11 miliarde. Uber, în momentul de față, e evaluată la 40 de miliarde. Are mai mare capitalizare decât Delta Airlines, că aici e o mare linie aeriană din Statele Unite. Ei au vreo 600 sau 700 de avioane. Ei, Uber e o aplicație pentru telefonul mobil. Este extraordinar de mare încredere în această aplicație și în viitorul ei. Bun, spuneți, ok, în transport, nu sunt în domeniul de rent-a-car, nu sunt în domeniul de taxi, cum mă afectează pe mine, na, compania mea, eu? Ei, aici am pregătit un mic, nu știu, nu se nu zic grafic, am adunat așa la un loc diverse companii care emulează modelul Uber. Și poate nu se vede foarte bine, l-am mărit așa un pic. Astea sunt câteva domenii în care sunt deja o grămadă de companii care oferă servicii. Să luăm un exemplu. Domeniul hotelier. Există o companie, se numește Airbnb. Voi, dacă aveți, nu știu, o cameră liberă, un apartament liber, oriunde, puteți să-l aveți și în Roman sau nu știu, oriunde, puteți să-l puneți pe Airbnb și dacă cineva vrea să stea la voi o noapte în regim hotelier, ei vă facilitează să vă găsească clienți pentru apartamentul sau camera respectivă. Deja de un an de zile, prin Airbnb, se fac mai multe rezervări în fiecare zi decât are Hilton în toată rețeaua lor globală. Da? Deci deja a ajuns la capacitatea critică Airbnb. Și ca ei mai sunt mulți. Luați orice categorie la care vă gândiți. Ceva servicii pentru consumatori.
am zis să vă ajut, am luat eu una pentru voi. Detergent. Da? Detergent de spălat rufele. Cum o să fie impactat Procter & Gamble Unilever de o companie care, nu știu, are o aplicație de taxi? Haideți să vă arăt un exemplu. Da? Este o companie, acum face teste în San Francisco, New York, LA și în câteva orașe, numește Fly Cleaners. Acolo aveți o poză cu dubele lor. Ei vin, când ai nevoie, îți iau rufele și în 4 ore ți le aduc spălate înapoi. Dacă vrei să ți le și calce sau suce, durează un pic mai mult. Da? Și sunt diverse modele.